Imediat după căderea regimului comunist, puterea din România a fost confiscată de aparatul represiunii al regimului Iliescu, care și-a însușit practic toate resursele rămase în urma lui Ceaușescu. Societatea funcționa cu frâna trasă până prin intermediul unui capitalism de cumetrie și o democrație originală marca Ion Iliescu. În politică, urmașii direcți ai regimului comunist au ocupat partea stângă de către filiara FSN, PDSR, PSD. Partea dreaptă a fost mereu infiltrată de urmași ai acelorași securiști. În economie, reformele cu încetinitorul au întârziat reluarea creșterii economiei și au permis acumularea de averi fabuloase ale acelorași protejați ai sistemului. Forța a rămas la aparatul de represiune, care a confiscat practic în întreg statul român. Acum privilegiile aceluiași aparat au ajuns absolut aberante. Acestea constau în salarii ce depășesc de multe ori cât câștigă omologilor din țările dezvoltate. Pensiile speciale de îți stă mintea în loc, ba chiar și pensionarea de 40-45 de ani, care chiar nu mai există în nicio țară civilizată. Asta arată nu doar că aparatul de represiune stăpânește această țară, dar asta este într-atât de puternic încât nici nu mai se ferește să jefuiască întreaga societate ziua în amiaza mare și cu o lege în mână. Judecători, ofițeri și subofițeri de toate felurile, jandarmi, polițiști, cu toții au drepturi fabuloase. Clasa politică la rândul ei protejează până în pânzele albe toate privilegiile aparatului de represiune. În treacăt se ocupă cu chivernisirea proprie până la a șaptea spiță. Multe milioane de români și-au luat lumea în cap pentru că au pierdut orice urmă de speranță că în țara lor își vor reveni vreodată. Cei care au bătut cu sălbăticie protestatare din 10 august sunt bine mersi. Unii ieșiți la pensie cu bani frumușei. Politicienii care au orchestrat represiunile sunt în continuare la butoane. Unii reveniți după ce partidul, niciodată liberal, a făcut o binemeritată coaliție cu cel mai corupt și prudent partid din România. PCR trăiește prin PSD, PNL și UDMR. Plus anexa neomarxistă USR. Pe măsură ce aparatul de represiune își consolidează puterea, deciziile politicienilor sunt tot mai nevolnice, cu liceul terminat abia pe la 40 de ani, cu facultăți făcute la apelul bocancilor. Să ne uităm la actualul guvern și să ne crucim. Chiar admițind prin absurd că acești oameni chiar ar vrea să facă ceva așa cum trebuie, sună pur și simplu incapabil. De altfel, putem observa nu doar că avem cel mai numeros și mai bine plătit aparat de represiune din întreaga Europa, dar acesta este cel mai impotent. Atotputernicii Ciucă și Ciolacu, agramații și plin de ei, își duc mandatele pe spatele națiunii în moarte clinică. România a devenit un stat capturat de niște analfabeți atotputernici.